Documentar de excepție în România difuzat în vinerea mare de pe 1 TV. Este vorba despre filmul Ultimele zile ale lui Isus. Documentarul analizează dintr-o perspectivă istorică și politică evenimentele care s-au petrecut de la intrarea lui Isus în Ierusalim și până la răstignire. Filmul prezintă cum jocurile politice de la Roma și lupta pentru putere au influențat întâmplările de la acel moment. Cercetătorii istorici, dar și antropologie de la cele mai renumite universități din lume realizează această analiză a ultimelor zile ale lui Isus. Documentarul va fi difuzat în această seară de la ora 22.